Evenimentul dedicat atingerii obiectivelor orizontale s-a bucurat de participarea unui număr de 90 de cadre didactice cu funcție de predare în grupul țintă al proiectului, provenite din mediul rural, 70 din județul Caraș și Severin și 20 din Mehedinți. În cadrul proiectului Diferit, dar nu discriminat, a fost abordat subiectul discriminării în mediul educațional împreună cu experții Mircea Toader, președinte al asociației Active Watch, agenție de monitorizare a presei, și Mădălina Șelmenții, psiholog, care a identificat alături de cadrele didactice prezente soluții reale pentru prevenirea comportamentelor discriminatorii în școală. În cadrul evenimentului s-a decis ca, la mijlocul lunii septembrie, să fie lansat concursul de proiecte de promovare a principiilor egalității de șanse și non-discriminării în mediul școlar. Proiectul va consta în două produse, dintre care unul practic, un produs multimedia ce va demonstra aplicarea practică a proiectului în școală. Cele mai bune 10 aplicații vor fi premiate. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.